un pic. Ce asta, mă, fraților? Ți-am pregătit niște... V-ați îmbrăcat la fel, ați auzit? Luai-și lanțul și breton, dinții, dacă și breton mă întrebi. Uite, vă, frumusețe de bărbat. Ți-am pregătit niște fotografii cu niște inși, cum ar fi. Noi nu știam în ce stadiu ești tu. Da. Dar nu-i problemă, că n-am nimic pe mâini deocamdată. Oricând mă pot reorganiza. Din ciclu, dacă ai primi o aspirina săracului de la dânsul. Dânsul, pe nume 69 sau 69 în engleză, cu repet, geaca... i-aș primi lanțul și dinții. Dacă sunt veritabili, i-aș primi cu dragă inimă. Nu știu, eu mă uit acolo, este o geacă... e LGBT. Curcubeu. LGBTQ, da. SR... QS, tot alfabetul. Da, el promovează. Eu la ce fel de geacă? Promovează. Și în spatele lui, dacă vezi, culorile sunt la fel. Aia, da. Și în păr. Și păr, da. Tot, da. Deci da, este un susținător acasă sau LGBTQH, nu știu cum se numește. L-ai luat sau nu l-ai luat acasă? Genul tău sau nu-i genul tău? Păi dacă le iau acasă, mergem să ne cumpărăm rochii împreună, deci da. Nu reprezintă niciun pericol. Este în tabăra... adversă. Hai să vedem mai mă rog, departe. Într-o altă tabără. Ta. Într-o altă tabără, da. Da, în tabăra mea. Bun. Antonia. Băi, nene, n-am știut, că noi aveam doar bărbați, da? Deci, eu mereu am zis că Dumnezeu, când a făcut-o pe Antonia, și-a luat mai mult timp, a avut răbdare. Mamă, ce bună e asta. Și a făcut-o încet. Spre deosebire de noi, restul care spre a fost... Spre deosebire de noi, da. Care mai avem... Mai avem, uite, m-am și emoționat, dau capul jos. Da, dacă Antonia... ai fi bărbat, ai zice, ai face all-in aici, adică... Nu, e normal, cum, Doamne iartă, și ca femeie, adică, că știi cum e, cei frumoși lui Dumnezeu îi place. Da, admir o femeie frumoasă întotdeauna și cu, clar, cu pregădere pe Antonia, nu există... Nu. Antonia e Antonia. Deci da, hai să mergem mai departe că o să ne nenorocim cu toții. Că da, l-am băgat unde nu... Alex Body. A, îl știu după nume, dar nu l-am recunoscut. Un pic supărat aici, e un pic altfel decât îl știm. Mie mi-e frică. De ce? Să dorm singurică, era o... Ce ți-induce frica din poza asta? Mi-e frică așa de oamenii așa masivi și de genul ăsta, mi-e frică nu de el în mod special, dar... îmi inspiră teama atâta tot. Cu toate că probabil ei sunt niște oameni și el, eu nu-l cunosc personal, probabil este un om foarte bun. Dar când ești și... pe stradă, te poate proteja? Da. Adică și... să vedem și partea asta. Da, și... auzi, eu iau și eu după, știi noua piesă a Ericăi, nu? Da. Să ne protejeze de cine? De oricine. De nu, răufăcători. N-are de cine. Nu trăim în da, da, Africa, poate să fie și tandru. Că uite, adică nu înseamnă de că... De acord, dar așa ca și la prima vedere, eu asta mi inspiră teamă, e tot ce pot să spun. Bine, acum eu te întreb un lucru. Tu-l vezi pe Alex Body tandru? Adică la modul cu Dita mai omul să vină, ți-a uite, ți-am adus o prăjitură. Nu pot. Dar nu pot să mă gândesc tandru. Nu trebuie soții, adică, nu tu. Ca idee, nu poți să zici supi iubi, că n-ai cum. De ce? Da, adică, deci dacă primești un mesaj de ăsta de la cineva de genul ăsta, e supi iubi, te-ai rezucat. Ori o ții dur de la cap la coadă și ești ciumec, ori... Dana, da sau da. Ba? Ba pentru mine. Ba pentru mine. Mergem mai departe. Noi am încercat. Dana Săvuică... Dana Săvuică... Undeva Dana Săvuică e un... Un? Un... Prima doamnă care a pozat în Playboy. Asta voiam, dar nu găseam cuvântul. Voiam să... Un pionier. Pionier căutam, mulțumesc. Da, un pionier al multor lucruri pe care noi ulterior le-am făcut fetele în această țară. Ai pozat în Playboy? Da, am fost copertă. Foarte tare, n-am știut. Da. Îmi lipsește cu ediția aia. Mai am eu două ediții pentru o sumă modică. Da, îți faci un print. Da, exact. Da, Dana Săvuică e un om pe care îl admir foarte tare. Mai ales pentru curaj, e foarte curajoasă. Foarte curajoasă, da. Deci și ca fată și ca bine, băiat. Bine, auzi, pe banii aia toți am fi curajoși, nu te mint. Cred că și eu m-aș dezbrăca acum la coperta la Playboy, s-o stric, nu e de asta, dar pe banii aia, da, oricum o să fie ultima ediție. O să fie ultima ediție, se închide. Te rog, mergem mai departe. Hopa! Mihai Crăstariu. Am spus de când era, când avea 20 de ani. Așa arată acum. Nu, sunt niște filtre foarte tare. Este nou. Când avea 20 de ani, n-avea părul ăsta. Cea mai nou. Nu, acum și-a pus părul. Vreau să spun ceva. Sunt niște filtre foarte tare, acum au apărut. Sunt nebunii astea, uite-te. Da. El la sală, în primul rând, trage cu... El mai vine pe la noi pe aici, părul arată la fel. Știi de ce a spune nu? De rău. Știi de ce a spune eu nu în cazul acesta? Pentru că Domnul... Asta a fost rea de tot. Da. Nu trebuie. Eu tot încercam să acopăr momentul să trecem peste Domnul. Mulțumim din suflet. V-ați dus-o eu. Deci nu, Mihai?
Nu, pentru de ce? Că... Da, uite, fii sincer, ce? Uite la poza asta, de exemplu, ce te deranjează? Gantera. Gantera, că e mică. Are? Da, nu mă deranjează nimic în poză. Ba, din contră, sunt ușor invidioasă că eu nu merg la sală. E, dar aș spune nu, pentru că el atinge niște acute pe care eu nu o să le pot atinge niciodată în viața mea și... Dar e un băiat, să știi, care își dorește o relație și își dorește o familie. Sunt convinsă. Ceea ce cred că... Sunt convinsă, da. Adică de ce zici, adică că crezi că el nu te poate face să atingi și tu acutele alea? La are cum. Păi... Nu e de la Dumnezeu, nu... Nu, în genul, că nu știu dacă înțelegi. La... Înțeleg ideea, da, dar nu. Indiferent. Merge mai departe ca să nu... Că e păcat. Exact. Oana Zăvran. Bă, de Oana, dacă zici ceva... Te-ai nerocit. Exact, adică... Ți-e frică cu altă... Ți-e frică? Cum să nu-ți fie frică de Oana? Bun. De ce să-ți fie frică de o fată atât de frumoasă? Uite, că e o fată frumoasă. Asta voiam să o fată spun. Care în ultimul timp a spus că l-a descoperit pe Dumnezeu. Deci, okay, de ce ar trebui nu să știu, că nu urmăresc. Da. Ea așa a spus că l-a descoperit pe Dumnezeu. Dintotdeauna Oana a fost extrem, extrem de inteligentă și frumoasă. Deci... Cum leagă Oana cuvintele, nu le leagă nimeni, să fim sinceri, și deține și multe informații. Și nu doar cuvintele. Dacă e... Oricum, mie tot timpul mea. Cel puțin a fost una din femeile de care am fost îndrăgostit în tinerețe. Și ceva... În seriale. Ce seriale? Cum ieșea aia cu... Ce s-a petrecut mai târziu? Ieșea cu... Am cunoscut-o. Am cunoscut-o din întâmplare, cum era? Nu, în sensul că s-a căsătorit femeia. Da. După ce te-a cunoscut pe tine, a zis orice altceva e bun. Pe primul pe care îl găsesc. Auzi, dar cum ieșe cu trandafirul ăla din apă? Mai ții minte? Cum se numea telenovela? Numai iubire. Numai iubirea, da. Numai iubire. Bun, îți place sau nu? Da, foarte mult. Bun, like. Next. Mergem mai departe. I like you. Țancă uraganul. Dacă m-am grăbit, na. Țancă cu Rolls Royce-ul. Stai, Rolls Royce-ul. Da. Avea carnet până ieri, dar... El l-au luat? Da, el l-au luat. Da. Da. Ce alegi? Țancă sau mașina? Mașina. De ce, mașina. Să... De ce să fiu ipocrit acum? Păi da, dar stai un pic. El a făcut mașina, deci poate să facă încă 10 mașini ca asta. Deci nu e alegere. Din... Da, nu e. Vezi? Alegere pe la care face banii. Asta în condițiile în care vrei să-l păstrezi. Da, da, uite, hai să spun ceva. Puteau face o melodie, pentru că știu că tu ai făcut un remix foarte cunoscut pe melodia Să tragem draperiile, nu? Am tras draperiile. E acolo, am... Da, am tras draperiile. Fii atent, ce face Țancă și manelele în general sunt un stil muzical foarte greu de cântat. Realmente foarte greu. Așa este. Deci cum cântă Țancă este... Am văzut niște clipuri cu el așa la rece în mașină, am înțepenit. E un artist foarte bun, da, atât vocal, da, cu un familist, e un băiat artist, ok și prieten cu noi. Ca artist este... E mașina sau pe el, acum? Ca artist, oricând, la orice petrecere pe el, de tot aș lua mașina, ce să zic. Mergem mai departe. Ce facem, băi, nene, că nu i-a plăcut nimic? Tania Budi. Bine, mă, Tania Budi. Ce om pe lumea asta, bărbat fiind, că eu sunt... fată și o admir ca om și este un exemplu pentru noi celelalte. Bă, nu îmbătrânește, niciodată, jur. Nu înțeleg ce face. Are eu grijă de... Da. Nu, eu cred că are acasă o ladă frigorifică. Și doarme în ea. Și doarme în ea. Că nu există. Da, n-ai cum să arăți... Eu o știu de 20 de ani. Eu o știu de vreo 10 și tot arăt la fel. Este la fel. Da. Fantastic. Deci o iei? Da, sau... da, o iau. Să nu fie prietenă cu bisturiu, că atunci poți să dai timp înapoi. Dar dacă e pe natural așa, bravo, e doamnă. Eu nu am auzit să fi avut vreo intervenție de genul. Ce s-a întâmplat? Lasă vrăjeala. No. Nu e genul tău? Nu. No. De ce? Nu e. E prinț! Și ai nevoie de un cerșetor. Și eu nu mă înțeleg cu partea asta de cerșetorie. Uite, așa am vrut să zic. Uite, așa am ajuns noi să ne cunoaștem, da. Exact, da. Aia zic. Îți mulțumim că ai venit. Gata, la noi. Mă, plec. Păi unde? Băi, dacă vrei mai stai... chemați-mă pentru 10 minute. Păi da, n-ai vrut. Vrei să spun ceva și mofturoasă, frate. Și mofturoasă. N-ai vrut aia, nu. Vrei aia, să aia, spun nu. Ceva? Ne-ai promis că vii vineri sau săptămâna viitoare. Deci hotărăște. Ori vineri, ori săptămâna viitoare vii. Că de asta te-am ținut un pic ca să mai vii, ca să știi. Am pizuit. Da, am tizit. De ce urmează? Că când o să fie, o să fie nebunie. Bine. Nu, mă, și băgăm ăștia de afară. Și oricum, punem mulți de afară. Hai să nu mai zicem nimic. Nu, mă, vineri sau săptămâna viitoare mixăm. Nu mai zicem nimic, dacă zicem, nu mai vii. Pauză, publicitate. Haide, pa!